Bună ziua și bine v-am găsit! Ne aflăm în comuna 1 decembrie, județul Ilfov, unde suntem așteptați de domnul Petre Gheorghe, primarul acestei localități, pentru un raport de activitate al ultimilor 4 ani. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Ne puteți face un raport de activitate al ultimilor 4 ani? Sigur că o să facem un raport de activitate, dar aș vrea să-l detaliem pe proiecte. Să începem cu proiectele de infrastructură, nu? Da, pentru că infrastructura în comuna 1 decembrie a avut de suferit sau cel puțin nu a fost trecută acolo unde este locul, de fapt, pe primul loc. Aș vrea să fac referire la câteva proiecte de importanță care, practic, au privat la un moment dat dezvoltarea comunei noastre. Și mă refer aici la proiectul de canalizare, la rețelele de drumuri și celelalte utilități. Celelalte utilități, referindu-ne aici la iluminat, la rețelele de energie electrică și la rețeaua de apă. Vă rog, enumerați-le și dacă ne puteți spune și pe ce fonduri s-au realizat. În 2013 am demarat proiectul de reabilitare și extindere canalizare în zona centrală a comunei 1 decembrie, proiect pornit de la zero, de la studiu de fezabilitate, proiect PT și execuție. Finanțarea acestui proiect vine de la bugetul local, o parte, și de la Ministerul Dezvoltării. Cea mai mare parte a proiectului vine de la Ministerul Dezvoltării în cadrul proiectului național de dezvoltare locală. Suntem în stadiu de execuție a 75% din acest proiect în momentul de față. Proiect care o să cuprindă racordarea a 750 de gospodării la rețeaua de canalizare. O problemă avem în zona aceasta, în sensul că în momentul de față stația noastră de epurare nu este pusă în funcțiune. Canalizarea, mergând până în proximitatea stației de epurare, dar întrucât lucrările la această stație nu au fost finalizate, toată apa neepurată se deversează în zona limitrofă acestei stații. Când considerați că se va da drumul la stația de epurare? Este una dintre prioritățile noastre punerea în funcțiune a acestei stații, dar fiind vorba de anumite chestiuni juridice, în sensul că această stație a fost pusă în funcțiune doar în acte în anul 2010, ne-a făcut pe noi să întâmpinăm ceva greutăți. În sensul că în momentul în care raportezi sau încheie un proces verbal de recepție și de punere în funcțiune, obiectivul respectiv chiar trebuie să și funcționeze. Să amintim telespectatorilor că dumneavoastră sunteți la primul mandat, deci sunteți din 2012, nu? Da, din 2012. Eu sunt primar la primul mandat, din 2012. În momentul în care am câștigat alegerile, vis-a-vis de acest obiectiv și anume stația de epurare, am constatat acest lucru, că a fost pus în funcțiune doar pe hârtie, încheiindu-se procese verbale de recepție și de punere în funcțiune. Dar în 2010, nu în 2012, în 2010, deci cu 2 ani înainte de alegeri,
practic din 2010 și până în 2012 nu s-a mai făcut nimic la acest obiectiv, care este de importanță maximă pentru funcționarea rețelei de canalizare. Adică vreau să spun că noi acum am mers cumva în paralel cu extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare, în același timp făcând și demersurile legale și demersurile necesare pentru punerea în funcțiune, pentru anularea practic a celor două procese verbale de punere în funcțiune și de recepție, anularea lor în instanță, astfel încât să putem să finanțăm din alte fonduri punerea ei în funcțiune. Aici nu ascund că am avut chiar la începutul acestui an, am avut sprijinul și susținerea Consiliului Județean, care dumnealor au considerat la fel ca și noi că este un obiectiv de importanță zero pentru Comuna 1 Decembrie și am trecut practic la asocierea dintre Consiliul Local și Consiliul Județean, asociere în vederea punerii în funcțiune a acestei stații de epurare. Deci să înțeleg că orice greșeală la primărie, oamenii au de suferit. Bineînțeles, vă dați seama că acest obiectiv nefuncționând, apele epurate deversându-se necontrolat în acea zonă, chiar în 2014 proprietarii din zonă, doi proprietari din zonă au deschis un proces în instanță, ne-au reclamat și chiar l-au câștigat, la un moment dat au câștigat acest proces și primăria o să fie obligată să plătească niște daune proprietarilor terenurilor afectate de poluarea respectivă, întrucât aceștia nu și-au mai putut folosi terenurile proprietate privată, nu le-au putut valorifica. Să revenim la proiecte, domnule primar. Deci mă gândesc că acest proiect fiind un proiect foarte important și care nu a fost luat în seamă de nimeni, a fost proiectul numărul 1 pe ordinea noastră de zi. L-am tratat cu seriozitate și acum suntem la 75%. Repet, suntem în zona în care o să punem și stația de epurare în funcțiune, astfel încât investitorii care au venit și s-au interesat de-a lungul timpului în zonă să se stabilească, să deschidă anumite capacități de producție sau de orice altceva, să poată veni cu încredere și să investească în localitatea noastră. Tot pe locul 1, ca să zic așa, pentru noi, pentru că am avut atât de multe sincope și lacune în administrația care a gestionat localitatea în trecut, au fost școlile, grădinițele, zonele astea unde copiii noștri își desfășoară activitatea de zi cu zi. Pariul pe care eu l-am făcut cu mine a fost acela de a face o grădiniță, pentru că aș vrea să vă spun că noi în zona de grădiniță avem în jur de 225 de copii care practic acum sunt înscriși și își desfășoară activitatea în grădinița despre care noi o să vorbim. Deci am realizat o grădiniță nouă cu program prelungit unde își desfășoară activitatea 225 de copii în momentul de față. Era o necesitate?
era o mare necesitate, pentru că o mare parte din acești 225 de copii își desfășurau activitatea, unii la, într-o comună alăturată, alții la București, iar restul se înghesuiau în niște spații neadecvate pentru activitatea de învățământ preșcolar. Ce eforturi ați depus pentru această grădiniță? Mă refer la cadrele didactice, investiții proprii sau din fonduri europene? Nu. Deci această investiție a fost făcută pe o asociere cu o parte pe o asociere cu Consiliul Județean și o parte cu Ministerul Dezvoltării, tot prin același program prin care derulăm și programul de canalizare, și anume acela Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL. Grădinița este finalizată, funcționează, este o bijuterie, spun eu, pentru zona noastră. Au venit foarte mulți primari din zonă și s-au interesat de modul și cum am realizat noi această investiție. Deci este foarte atractivă. O să mergem să filmăm și acolo, dar să continuăm cu iluminatul public. În această zonă de iluminat public, noi am gândit un sistem integrat cumva. Adică pe măsură ce implementăm schimbarea iluminatului public, am implementat și un sistem de supraveghere și de monitorizare video în comună. Întrucât faptele antisociale se înmulțiseră în ultimul timp și veneau foarte multe reclamații din partea cetățenilor vis-a-vis de furturi, de distrugeri, de abandonat câinii, și aici o să discutăm și despre problema asta abandonului de câini necontrolat din oraș sau din alte localități, nu știu de unde veneau. Acum cert este că o să controlăm puțin această zonă de mică infracționalitate, ca să zic așa, și de abandonarea animalelor pe domeniul public, depozitarea necontrolată a deșeurilor și așa mai departe. Lucruri care sunt deranjante pentru orice cetățean care locuiește în comuna 1 decembrie. Deci aceste două zone merg împreună, iluminatul public și sistemul de supraveghere video. Deci avem în derulare acest proiect, schimbăm infrastructura de iluminat public, extindem în zonele unde nu am avut. Este de importanță majoră și acest segment pentru noi, și anume iluminatul public și siguranța cetățeanului în primul rând. Vreau să vă spun că de când am început să implementăm sistemul de monitorizare, deja reclamațiile, pentru că discutăm și noi și cu oamenii, avem întâlniri și cu poliția și cu alte instituții ale statului român, și deja se simte puțină ordine, ca să zic așa. Câteva cuvinte despre transportul în comun? Transportul în comun, eu zic că noi suntem un caz fericit. În sensul că una dintre promisiuni, dacă pot să-i spun așa, eu nu mi-aduc aminte să fi promis ceva în campanie electorală, dar în sufletul meu sau în inima mea mi-am propus să rezolv această problemă importantă pentru locuitorii din comuna 1 decembrie, care își desfășoară activitatea în București, în capitală. Și mă refer aici și la cei care sunt angajați și merg către locurile de muncă, și la elevii care merg la liceu sau la facultate. Avem
circa 2000 de persoane care merg zilnic. 2000 de persoane care merg zilnic, peste 2000, pentru că avem un sistem de monitorizare al călătorilor, paralel cu cel pe care îl are RATB-ul implementat în fiecare autobuz. Și suntem cam pe aceeași lungime de undă, deci funcționăm corect și noi și RATB-ul. Deci la noi transportul public, acest serviciu public de transport, este asigurat de către Regia Autonomă de Transport București, care este în contract cu primăria 1 decembrie și operează pe ruta 471, care face legătura între Capitală și Comuna 1 decembrie, de la CFR Progresul la Primăria 1 decembrie, în zona primăriei, aici în centrul localității. Deci sunt de servis peste 2000 de persoane zilnic. Asigurăm mobilitatea, pentru că eu înțeleg foarte bine ce înseamnă mobilitatea către locurile de muncă și către sistemul de învățământ din București. Să revenim puțin la învățământ. Ce proiecte aveți în derulare sau pe viitor? Pentru școala 1-4 avem chiar de anul acesta, o să extindem, practic, să extindem clădirea școlii cu încă 6 săli de clasă. Necesitatea acestei extinderi este justificată, ca să zic așa, de faptul că în momentul de față se învață în două schimburi. Adică copilașii noștri de la grupa 0 până la clasa 4 învață jumătate dimineață, jumătate după amiază. În discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu conducerea școlii și cu corpul profesoral, ca să zic așa, am căzut de acord că este prima necesitate pentru această structură, grupa 0, clasa a 4-a, să facem eforturi în așa fel încât copiii să învețe într-un singur schimb, să vină de dimineață la școală, pentru că dimineața capacitatea de a asimila este mult mai mare după amiază decât după amiază la copii, și astfel, având posibilitatea și părinții să-și facă un program clar, adică nu astăzi mă duc eu să iau copilul, mâine te duci tu, copilul e nesupravegheat până la 12 și așa mai departe. Adică o să fie o planificare foarte clară pentru copii, și pentru părinți, și pentru cadre didactice. Și cred că e benefică pentru părinți, în primul rând, și pentru copii, pentru că după amiază ei merg în alte activități extrașcolare, adică poți să faci un program mult mai judicios, ca să zic așa. Iar pentru proiectele de infrastructură, ce planuri aveți în viitor? Tot aici la infrastructura școlară, aș vrea să fac referire și la un proiect de extindere a școlii 5-8, acolo unde noi de mult ducem lipsa unei săli de sport, a unui teren de sport și a unor cabinete, a unor laboratoare de specialitate, și mă refer aici la laborator de fizică, laborator de chimie, laborator de biologie, laborator de informatică, pe care le avem acum, dar nu sunt adecvate, nu sunt dotate exact cum trebuie să fie dotate ca să devină atractive pentru elevii noștri. În momentul de față se lucrează la un proiect
pe care noi o să-l depunem la Ministerul Dezvoltării și anume la programul operațional regional, acolo unde se finanțează astfel de proiecte și mă refer la extinderi și construcții de școli noi. Avem proiectul, este pregătit, cred că în 2 săptămâni o să-l depunem. Este un proiect pe bani europeni la care noi nu o să participăm decât cu 2%. Necesitatea acestui proiect este la fel ca și la structura de 1-4, ținta fiind exact ca și acolo, dacă se poate să se învețe într-un singur schimb. În concluzie, ce credeți că ar mai trebui spus? Ca și proiecte importante cu care putem să ne mândrim, ar fi proiectul de îmbunătățire al performanțelor energetice și anume așa zisa învelopare blocurilor. Noi suntem localitatea din Ilfov care cu cele mai multe blocuri de locuit. Blocuri de locuit făcute pe fostul regim, regimul comunist. Deci blocurile pe care noi le avem construite în 1 decembrie sunt de pe timpul fostului regim. Au fost construcții bune, dar formele de organizare, și mă refer aici la asociațiile de locatari, ulterior asociații de proprietari, nu au existat. De pentru care degradarea acestor locuințe a fost mult mai rapidă. În mandatul meu de primar, practic în 2 ani și jumătate de când am început să implementăm acest proiect, am realizat anveloparea 600 de apartamente. 600 de apartamente reprezentând cam 45% din totalul apartamentelor care vor intra practic în programul de îmbunătățire a performanțelor energetice. În momentul de față avem 43 de blocuri, un pachet de 43 de blocuri la care s-a lucrat la SF, la proiectare. Documentele sunt întocmite și depuse pentru obținerea autorizațiilor de certificatul de urbanism. Deja s-a trecut de faza de certificat de urbanism pentru autorizația de construire, urmând a fi incluse acest pachet de 43 de blocuri, urmând a fi incluse în programul național de îmbunătățire a performanțelor energetice și atacate în momentul în care Ministerul Dezvoltării o să ne dea semnalul pozitiv. Bineînțeles, cred că ați primit niște feedback-uri pozitive, dar ne puteți spune cât la sută plătește, să zicem, un locuitor care are un apartament mai puțin, deoarece transferul termic este mult mai bun acum? Da, ideea este că din discuțiile pe care le-am avut cu beneficiarii acestui program, am constatat că economia este undeva la 50%. Deci cei care plăteau 5 milioane la factura de gaze acum înainte de intrarea în program, după finalizarea lucrărilor de anvelopare, cetățeanul plătește cu 50% mai puțin ca și factură. Prin intermediul nostru puteți transmite un mesaj locuitorilor? Aș dori să le transmit locuitorilor Comunei 1 decembrie, în special doamnelor, pentru că ne aflăm în luna martie, le-aș dori o primăvară frumoasă, un an cu multe realizări, așa cum îmi doresc și eu, ca împreună să reușim
cât mai mult din ce ne-am propus pentru localitatea noastră, pentru cetățenii ei și fiecare pentru familia lui acasă.